Bună dimineața! Grefa de gingie este utilizată pentru a acoperi rădăcinile descoperite ale dinților în urma retracției gingivale. Această procedură reduce pierderile de masă osoasă și protejează rădăcina de carii. Aflăm motivele. În momentul în care gingia nu mai stă bine pe dinte sau e inflamată sau sângerează, este un motiv foarte bun, suficient încât să mergi la timp. Gingia se inflamează și se retrage din două cauze principale. Prima, boala parodontală. Are patru etape în tratament. După curățenia perfectă a cavității orale, ultima etapă vizează repararea gingiei prin grefă de gingie. De unde se obține grefa? Se pot lua fie din cerul gurii, superficială sau profundă, fie din tuberozitate, adică în spatele molarului de minte de la maxilar. Zona se vindecă în 7-10 zile, zona donoare, și se comportă ca o arsură. Astfel, dintele rămâne protejat. A doua cauză majoră de retracții gingivale sunt anomaliile dentare, adică aveți dinți strâmbi ori mușcătura incorrectă, iar aceste situații anatomice nu au fost niciodată corectate prin aparat dentar. Dacă îi aliniem înainte și îi punem în pozițiile în care trebuiau să fie ei din totdeauna, vom face mai puține tratamente, mai puțin invazive, mai biologice și mai conservatoare. Orice lucrare dentară trebuie să fie perfect aliniată la gingie. Dacă observați că gingia se inflamează, înseamnă că există locuri între gingie și lucrare care rețin resturi alimentare. Dinții care arată natural înseamnă că sunt și bine adaptați la gingie, pentru că sunt în exces niște dinți care sunt voluminoși, automat o să retenționeze resturi alimentare și să se facă gingivită. Când vă autoexaminați cavitatea orală după igienă, uitați-vă cu atenție atât la dinți, cât și la toate țesuturile moi. Modificările trebuie să vă trimită la medic. Vă așteptăm și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!